Luna aprilie readuce în România o practică folosită în perioada comunistă, garanția pentru ambalajele din sticlă. Astfel, pentru orice produs cumpărat la sticlă, vom plăti 50 de bani în plus. Regula se aplică deocamdată în magazinele mari de peste 400 de metri pătrați. Ambalajele vor putea fi returnate doar în locul în care au fost achiziționate produsele pe baza bonului de cumpărături. Autoritățile speră că îi vor impulsiona pe români să recicleze și se bazează pe dorința producătorilor și a retailerilor de a câștiga capital de imagine. Restricția este criticată însă de ONG-uri, dar și de mulți cumpărători. Taxa de reutilizare a fost folosită și în perioada comunistă, când era foarte răspândit programul celor 3R: reciclare, recondiționare, refolosire. Atunci, în special romii, umblau pe străzi, adunau sticlele și borcanele goale și le predau contra unei sume la centrele de reciclare. La fel se proceda și cu hârtia și fierul vechi. O astfel de taxă se aplică și în alte țări. În Germania, de exemplu, pentru o sticlă returnată se primesc 7 cenți, iar pentru un PET 25 de cenți. România este printre țările codașe la capitolul reciclare. Produce manual 1,3 milioane de tone de ambalaje și reciclăm doar 5%. În fața Comisiei Europene însă ne-am asumat că vom recicla de 10 ori mai mult.